Vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 11. Psalmul 11, 7 versete. Cuvântul Domnului spune în felul următor: la Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți: fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt, Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește sâlnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui. Amin. Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, și în seara aceasta, aici, cel puțin în Biserica Emanuel, pentru că unii dintre dumneavoastră o să ne ascultați pe internet, probabil după miezul nopții sau dimineața, și în seara aceasta nu pot să nu fac această remarcă specială. Nu mă satur să citesc psalme, să-i studiez, ca de fapt de tot cuvântul Domnului, pentru că psalmii sunt așa de practici, atât de profunzi, atât de adânci. David, fiul lui Asaf, fiul lui Core, Etan Ezrahitul, Moise, Solomon, autorii psalmilor, au fost oameni ca și noi. Au trecut prin aceleași bucurii, au trecut prin aceleași crize. Au avut aceleași probleme și psalmii sunt o reflecție a vieții lor, a părtășiei lor cu Domnul, a ridicării din prăbușirile în care se găseau la un moment dat, a izbăvirilor pe care Dumnezeu le-a dat. De asemenea, psalmele sunt o reflexie a căderilor lor. Și oamenii lui Dumnezeu au avut parte și de aspectul acesta în viață. Însă s-au întors la Domnul cu pocăință, așa cum vorbeam și în serviciul de dimineață, și Dumnezeu, în îndelunga lui răbdare, a avut milă cu ei, așa cum are milă de tine și de mine astăzi. Când David a scris acest psalm, se vede că era persecutat de împăratul Saul. De fapt, este un psalm scris în tinerețe, este un psalm în care, așa cum vorbeam în altă ocazie, reflectă starea lui când era în peșteră. Până în momentul în care el a scris acest psalm, David s-a remarcat prin trei perioade distincte în viața lui. Prima este perioada de acasă. În această perioadă asistăm la formarea lui David ca om. Formarea lui David ca om. De fapt, unde ne formăm noi prima dată? Oare nu în familie? Românii aveau și un proverb foarte bun pe care dumneavoastră știți, nu? Cei 7 ani de la facultate. De acasă. Cei 7 ani de acasă. În această perioadă, acasă, David a învățat să se închine Domnului. A învățat să iubească pe Domnul. A învățat cum să fie un sfânt. Apoi a fost cea de-a doua perioadă din viața lui David, până în momentul acesta în care scrie, este perioada de la curte. La curtea lui Saul. Este o perioadă în care David a învățat să se închine lui Dumnezeu, să laude pe Dumnezeu, să slujească pe Dumnezeu. Dar a învățat în această perioadă de la curte cum să se poarte cu înțelepciune,
cum să se stăpânească, cum să se controleze, cum să fie un om destoinic. Și apoi este această a treia perioadă, este perioada din peșteră, în care se găsește acum, pentru că el este ascuns în peșteră. În această perioadă David a învățat să fie un războinic destoinic. Nu în sensul neapărat omenesc al cuvântului să se răzbune pe oameni, ci în sensul să-și apere regatul care i-a fost încredințat și să poată apoi să împlinească planul lui Dumnezeu pe care l-a avut revelat prin darul profetic. A învățat în perioada aceasta de timp să învețe pe oameni, la rândul lui, ca oamenii să știe să poarte războaiele Domnului. Însă, în această perioadă, a treia din viață, David are multe probleme. Și una din aceste probleme, cum spuneam, este timpul acesta de peșteră. Este timpul care nu ne place niciunul dintre noi. Pentru că este vremea în care nu ești înțeles, nu ești înțeles de semeni, este vremea în care te afli ca și în întunecime, ești în vremea unei răceli spirituale, ești în vremea unei lipsă de părtășie cu familia, cu prietenii, cu poporul Domnului, cu care ar trebui să ai bucurie, cu care ar trebui să ai părtășie. Psalmul 11 este un răspuns tocmai la o astfel de situație. Atunci când te simți că ești părăsit, când simți că totul este împotriva ta și tu vrei să faci bine, și nu bine în sensul în care oamenii vor să facă bine, ci bine după legea lui Dumnezeu, pentru că nu tot ce numesc oamenii bine este bine. De aceea, cei dintre dumneavoastră din audiența internațională și cei de aici care nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, trebuie să vedem ce este bine. Trebuie să căutăm ce este bine. Și nu întotdeauna bine înseamnă ce gândesc oamenii, ci binele trebuie cunoscut după cuvântul Domnului. Vrei să faci bine, deci în sensul acesta, legii lui Dumnezeu, și simți opoziție, simți răceală, simți întuneric, simți respingere. Psalmul acesta este un cuvânt al lui Dumnezeu, o inspirație divină pe care Domnul i-a dat-o lui David prin Duhul Sfânt ca să ne învețe ce este de făcut în situații de felul acesta, de peșteră, de întuneric, de respingere. De aceea, pentru dumneavoastră, în această seară, în această zi, Duhul Domnului mi-a pus pe inimă un mesaj pe care l-am intitulat Sub ploapele Domnului. Sub ploapele Domnului. Este o ilustrare a versetului 4, după cum veți vedea în timpul expunerii mele, și care o să vă conducă să înțelegeți de ce Dumnezeu mi-a vorbit un astfel de mesaj și de ce Domnul poate să-ți vorbească ție și care este semnificația acestor cuvinte pe care le întrebuințează David. Primul lucru pe care David îl ia în considerare, atunci când este în strâmtorare, atunci când este părăsit, atunci când temeliile societății, așa cum spune versetul 3, este un verset extrem de adânc, ia uitați-vă, și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Este vorba de temeliile societății, când morală nu mai există, când dreptate nu mai există, când se scoate legea, cele 10 porunci din procuraturile americane, când din școală nu mai este voie să vorbești despre cuvântul lui Dumnezeu, nu mai este voie să te rogi, dar este bine să faci meeting-uri musulmane și meeting-uri budiste. Când societatea este preocupată mai mult de drepturile homosexualilor decât de drepturile cetățeanului. Când se surpă temeliile societății, spune, ce va face cel neprihănit? Să fugă? Să tacă? Să nu mai vorbească? Să se lasă persecutat? Or să pună mâna pe sabie și să răzbune numele Domnului? Ce e de făcut? Deci, primul principiu pe care David îl ia în considerare ca să iasă din o încurcătură de felul acesta, când societatea este coruptă, societatea este fără moral, societatea nu mai are temelia aceea, structura aceea care să o țină și să o facă puternică, este principiul învingerii fricii. Principiul învingerii fricii. Este versetul 1-3 din Psalmul 11. Câțiva consilieri au stat lângă David. Și acești consilieri, la fel de fricoși ca și David, au venit și au spus lui David, David, în vreme ca și aceasta, când temeliile societății sunt surpate,
Când biserica nu mai este biserică. Când frica de Domnul nu mai este frică de Domnul. Când a umbla în neprihănire este ceva demodat. Când ați păstra integritatea este ceva de domeniul arhaicului. Când ați păstra cinstea și caracterul este ceva care nu se mai potrivește în societate. David, într-o vreme ca aceasta, cel mai bun lucru este fugi în munții tăi, du-te Domnule și te ascunde. Mai caută altă peșteră. Stai acolo. N-are rost, pentru că nu poți tu singur să stai în fața acestei societăți. Nu poți tu singur să stai în fața acestei mulțimi. Nu poți tu singur să stai în fața acestor probleme sociale. Nu poți tu singur să stai în fața acestei decadențe morale chiar în biserică. Nu poți tu singur când episcopii se adună în sinodul lor, în congresul lor și votează să ordineze episcop homosexual. Nu poți. Frică. Un sfat care îl îndepărtează, să se ascundă ca o pasăre, să vadă că uneltirea împotriva lui de la curtea lui Saul este prea subtilă și de neînvins. Uitați-vă la versetul 2. Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe cordă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Comploturi, dat din coate. Să vadă că un om neprihănit, singur fiind, nu poate face nimic când temeliile societății sunt surpate. Și repet, care pot să fie aceste temelii? Adevărul, justiția, moralitatea, frica de Domnul, decența, integritatea, caracterul. Într-o lume ca a noastră în care se spune dacă ești talentat, acesta este cel mai important lucru, poți să fii și președinte la Casa Albă. Nu acesta este cel mai important lucru, caracterul este cel mai important. Caracterul contează, dragul meu. Contează. Că dacă ai rămas ca și Clinton tot feciori holtei și nu te-ai cob la minte, poți să fii cât de talentat ești. Nu ești bun de nimic. Nu ești bun de nimic. În aceste împrejurări în care David se află și în care probabil tu te afli, trebuie să ai în vedere învingerea fricii. Și cum se face? Primul lucru pe care l-ai putea face este să prioritezi siguranța personală. Să prioritezi siguranța personală. Versetul 2. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cere și încordează arcul, își potrivesc săgeata pe cordă, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să facă cel neprihănit? Când frica te prinde, s-ar putea să fii preocupat și este normal să fii preocupat de siguranța ta, să prioritezi securitatea ta, siguranța familiei tale. Că știți dumneavoastră, este și un proverb în toată lumea că conștiința trece de multe ori prin stomac. Nu? Dar este greșit. Este greșit. Ar trebui să treacă prin inimă și prin minte. Nu? Vă spuneam în altă împrejurare. Când se schimbă vremea, pe mine mă doare capul, știți? Am niște prieteni care au spus, cum te doare pe tine capul, domnule? Că zice, păi nu, pe mine nu mă doare niciodată capul. E corect, că fiecare îl doare ce are, nu? Conștiința. Trebuie să rămână conștiință în orice împrejurare. Caracterul trebuie să rămână caracter în orice împrejurare. Nu mă compromit ca să meargă bine. Nu renunț la principiile Sfintelor Scripturi, ale Duhului Sfânt, ale Lui Dumnezeu, ca să mă simt bine. Nu renunț, pentru că toată lumea merge, sau valul cel mai mare merge așa. S-ar putea să prioritezi securitatea, siguranța personală, dar soluția ca să ieși din impas nu este să fii preocupat așa de mult cu securitatea ta personală, cu binele tău. Soluția să ieși din impas, dragul meu, când ești la necaz, când ești în peșteră, când ești în strâmtorare, când temeliile societății se surpă, ia să învățăm de la Iisus Hristos. Soluția este aceasta. Ocupă-te de necazul altuia ca să fii tu însuți eliberat. Ioan 14 cu versetul 1. Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, apostolilor săi, prietenilor săi, în noaptea aceasta mă veți vinde. În noaptea aceasta toți mă veți părăsi. În noaptea aceasta o să mă abandonați. În noaptea aceasta se împlinește cuvântul despre care era scris. Fiul omului va fi dat în mâna celor cu fără de lege, va fi răstignit. Și spune, sufletul meu este cuprins, cum? De o întristare de moarte. Dar care este formula lui Iisus Hristos?
să nu vi se, să dreaptă spre ei și se ocupă de ei, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Se ocupă de problema lor, Iisus Hristos, nu de necazul lui, nu de criza lui. Pentru că întorcându-te spre alții să ajungi, să ajuți în vremea ta de criză, în vremea ta de nevoie, în vremea ta de strâmtorare, în vremea ta de întuneric, în vremea ta de răceală, în vremea ta de respingere, în vremea ta de peșteră, ocupă-te de alții, ca Iisus Hristos. Și vei vedea cum poți să birui frica. Evită egoismul, versetul 1. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri? De ce să mă preocup numai de mine? Vreau să privesc la Domnul și vreau să privesc la bunătatea Lui. Pentru că Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu nu ne lasă singur niciodată. Tu nu pleci niciodată de la mine, spune una din cântările noastre, și singur nicio clipă nu mă lași. Sau, al doilea lucru, să vezi ineficiența puținului spiritual. Deci, să vezi ineficiența puținului spiritual când te prinde frica. Versetul 3. Când se surpă temeliile, ce va mai face cel neprihănit? Merită să mai fii sfânt când toată societatea merge cum merge? Merită să mai mergi la biserică când toată societatea merge cum merge? Merită să mai crezi în Dumnezeu când cei mai mulți nu cred? Merită să îți mai păstrezi caracterul când cei mai mulți nu și-l păstrează? Merită să mai fii un tânăr decent când cei mai mulți trăiesc cum vor, fac ce vor, aleargă unde vor, se poartă cum vor, nici nu sunt căsătoriți, nici prieteni și stau împreună, stau în concubinaj, stau în cohabitație, nici logodiți nu sunt și se duc împreună, dar nici când sunt logodiți nu trebuie să facă lucrul acesta. Este, intimitatea este rezervată pentru soț și pentru soție, însă societatea este demoralizată, societatea este într-o cădere liberă din perspectivă morală. În vreme ca aceasta, ce faci? Rămâi credincios mai departe? Rămâi sfânt mai departe? Rămâi copilul Domnului mai departe? Îți păstrezi caracterul mai departe? Îți păstrezi credința în Dumnezeu mai departe? Ai speranța aceea că totuși Domnul este în control? Acum se vede omul lui Dumnezeu. Acum se vede ce credință ai. De pe buze toată lumea vorbește despre credință. Toată lumea. Vă aduceți aminte de această istorie pe care... biografia lui George Whitefield, predicator englez și american în secolul XVIII, începutul secolului XIX-lea. O spunea, George Whitefield s-a dus să predice în Londra, a vorbit despre credință. O predică foarte puternică, a vorbit în unei audiențe de peste 5.000 de oameni, spune biografia lui, în vremea aceea, fără microfon. Un tânăr care stătea în față a fost foarte entuziasmat de credință, de mesajul de credință. Și cum a terminat predica, a venit la George White și a spus, domnule pastor, m-ați impresionat cu predica dumneavoastră, m-ați impresionat. O predică despre credință ca și aceasta n-am auzit niciodată. Vreau să vă spun că și eu sunt credincios și eu am credință. Foarte bine ar fi spus George Whitefield. Care este credința ta? Aș vrea să știu. Credința mea. Credința mea este credința bisericii mele, domnule Whitefield. Ok? Dar biserica ta ce credință are atunci? Biserica mea are credința mea? Bun, a spus George Whitefield, atunci tu și biserica ta, ce credință aveți voi doi? Domnule Whitefield, eu și biserica mea amândoi avem aceeași credință. Care? Care? În vreme ca aceasta trebuie să se vadă dacă știi ce crezi. Dacă știi în cine crezi, dacă știi în cine te-ai încrezut, în vreme ca aceasta trebuie să se vadă în tine și în mine ceea ce s-a văzut în Apostolul Pavel când a zis că eu știu în cine m-am încrezut și sunt confident și sunt confident, încredințat că El va duce până la bun sfârșit tot ce am încredințat Lui. Dacă ți-ai pus viața în mâna Lui, o duci până la bun sfârșit și într-o zi poți să spui ca și Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Pot totul în Hristos care mă întărește. Trebuie să vezi eficiența puținului spiritual. Merită să mai fii credincios? Merită să te mai încrezi în Domnul? Când în jurul tău este gelozie, da, din coate și tot felul de lucruri care te descurajează? Merită să crezi în Domnul. Merită. Sau este cel de-al treilea lucru? Tu stai ferm pe credința lui Dumnezeu. Stai ferm în Domnul. Versetul 1, partea 1. La Domnul găsesc scăpare.
Și când găsește scăpare David la Domnul? Tocmai când este în peștere. Tocmai când fuge de Saul. Tocmai când consilierii lui îl învață să facă altceva. El începe cu această fermitate. La Domnul găsesc eu scăpare. La Domnul. Pentru că el poate aduce trezire spirituală cu un om. Într-o societate în care toate lucrurile merg pe dos. Într-o biserică în care a început apostazia, frașesurilor, doamnelor și domnilor. Nimeni, dacă se teme de Domnul, să nu se sperie. Pentru că într-o societate care merge vertiginos în jos, în cădere liberă, moral și din toate punctele de vedere, material, social, în această societate, un om poate să facă diferența. Dumnezeu a spus-o prin profeți, Ieremia 5:1, caut un om și voi izbăvi Ierusalimul, unul singur. Ezechiel 22:30, caut un om și voi izbăvi toată țara. Caut un om. Și mulțumim Domnului că într-o zi Pilat a venit și s-a pus în fața oamenilor și a spus, iată omul, Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos contează pe tine și contează pe mine. Cu un om poți să faci mare diferență. Cu un om. Cu un vot a intrat Hitler la conducerea Germaniei în 1933. Cu un vot. Și este responsabil de 70 de milioane de vieți. Un vot. Nu putea să fie în minus votul acela? Tu contezi în ochii Domnului. De aceea nu mai spune eu sunt neînsemnat, eu sunt neînsemnată. Cuvântul meu nu contează, credința mea nu contează, rugăciunea mea nu contează, părerea mea nu contează, poziția mea nu contează. Contează. Contează, dragul meu. Pentru că printr-un om el poate să facă minuni. Pe de altă parte, dă voie să-ți spun, el, Dumnezeu, poate să distrugă totul și să rămână un om. A distrus Sodoma, Gomora și încă 3 cetăți și a rămas Lot. Fiindcă Domnul te iubește și când ești în atenția Lui, când ești în planul Lui, Dumnezeu face minuni cu tine, face minuni pentru tine, pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ, glorie Lui. În al doilea rând, considerarea adevăratei realități. Dacă în primul rând ne-am uitat și am văzut cum facem prioritate la frică, să vedem care este adevărata realitate. Versetele 4 și 5 din psalmul acesta 11 spune așa. Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cei ce iubesc sâlnicia. Ce vrea să spună David? Care este realitatea pe care tu și cu mine putem să o vedem? Și realitatea pe care o prezintă David este o realitate întreită. Prima realitate care trebuie să te încurajeze și care trebuie să mă încurajeze este sfințenia Domnului. Sfințenia Domnului. Versetul 4, partea 1. Domnul este în templul lui cel sfânt. Mie îmi vorbește mult lucrul acesta. Pentru mulți sfințenia nu înseamnă mare lucru. Pentru mulți sfințenia este o corvoadă, o povară. Însă când David s-a uitat și a zis Domnul este în templul lui cel sfânt, David s-a uitat la sfințenia Domnului. Pentru că uitați ce scrie în psalmul 89 cu versetul 35. Mereu m-au auzit pe mine spunând acest lucru aici în biserică și aș vrea să vi-l explic. Cine are vreo problemă să ridice mâna dreaptă în sus. Citiți în Biblie, pentru că acesta este expresia lui Dumnezeu. Zice, ridic mâna dreaptă spre ceruri, zice Domnul, și pe sfințenia mea jur că am să vă apăr. Ia uitați-vă în cuvântul Domnului, în psalmul 89 cu versetul 35. Am jurat odată pe sfințenia mea să minte oare lui David? Când David îl vede pe Dumnezeu în templul lui cel sfânt, David știe. Sfințenia este sinonim cu caracterul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a jurat pe sfințenia lui că-ți vine în ajutor, Dumnezeu nu-și compromite caracterul de dragul nimănui. Sfințenia lui este binecuvântarea ta. Sfințenia lui este izbăvirea ta. Sfințenia lui Dumnezeu, neprihănirea lui, desăvârșirea lui, este puterea care te ridică pe tine din peșteră. Te scoate din fața vrăjmașilor. Te apără, te ocrotește, pentru că Dumnezeu își apără caracterul.
Dumnezeu a vorbit lui Israel prin profetul Ezechiel, i-a spus în 35, 36 și 37, pe viața mea jur, zice Domnul, m-am uitat la voi, vorbea lui Israel, m-am uitat la voi și nu mi-a plăcut de voi, de aceea v-am dus în robie. V-am dus în robie, pentru că și mai am zis că veți învăța și o să vă întoarceți și o să vă îndreptați. Dar oriunde v-am răspândit, oriunde v-am trimis, zice Domnul, mi-ați făcut de râs numele, mi-ați făcut de rușine numele. Pe sfințenia mea, zice Domnul, cuvântul pe care l-am spus părinților voștri, Avraam, Isaac și Iacov, se va împlini. Și datorită sfințeniei numelui meu, am să vă aduc din nou în țara din care v-am împrăștiat în toată lumea și a să fiți poporul meu și o să se vadă, să știe neamurile că eu sunt Domnul. Pe sfințenia mea, a lui. Aceasta este realitatea. David este încurajat de lucrul acesta. De sfințenia lui Dumnezeu, de caracterul lui, care a zis, cu nici o clic, cu nici o... Cu niciun chip n-am să te las. Niciun chip n-am să te părăsesc. Al doilea lucru la care se uită David este puterea Domnului. David zice, versetul 4, partea a doua, Domnul și are scaunul de domnie în ceruri. Scaunul de domnie vorbește despre putere absolută. Un împărat, un președinte, un primar, nu? Pe scaunul pe care stă este vorba de autoritate, de putere. Dar dați-mi voi să vă aduc aminte, scaunul de domnie pe care stă Dumnezeu este deasupra oricărui scaun de domnie. Dumnezeul despre care vă vorbesc și în care cred și Dumnezeul în care credea David este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. De aceea eu știu că nu cei de pe pământ care fac planuri împotriva bisericii, nu cei de pe pământ care uneltesc împotriva ta și a casei tale, nu puterile de pe pământ care cred că vor termina cu biserica pentru că o incomodează, nu! Ultimul care are cuvântul este Dumnezeu. Scaunul lui de domnie este putere absolută. De aceea tu trebuie să te pocăiești, de aceea tu trebuie să te întorci la Domnul și trebuie să părăsești păcatul și confortul păcatului tău. Nu să-ți amăgești sufletul că intrând odată în biserică, cu aceasta ți-ai rezolvat sufletul. Cu Dumnezeu trebuie să umbli în fiecare zi. În fiecare zi, căsătorește-te și nu te duce la soția ta o săptămână, vezi dacă te mai primește sau cum te primește. Nu te mai duce la soțul tău două săptămâni și vezi. Crezi că cu Dumnezeu așa se umblă? Ai venit la Crăciun și ai venit la Paști? Nu mi-o luam nume de rău, dragul meu, dar trebuie să-ți schimbi, trebuie să schimbi atitudinea și trebuie să schimbi legătura cu Dumnezeu, pentru că altfel faci de râs și numele de creștin pe care îl port, dar blamezi și numele lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. În această putere absolută, el, potrivit lui Daniel 2:21, ridică și coboară împărați și dregători. 2:21, partea a doua, schimbă mersul vremurilor. Potrivit Eclesiastul 8:7-8, schimbă judecățile și hotărârile celor tari care te-au asuprit și te-au amenințat. Cu această putere absolută potolește furtuna. Cu această putere absolută scoate demoni, cum ai auzit deja astăzi. Cu această putere absolută se pleacă spre tine în groapa și noroiul în care te afli ca să te ridice de acolo și să-ți pună din nou piciorul pe stâncă. E puterea lui Dumnezeu. E puterea lui Dumnezeu pe care nu o au oamenii, pe care nu o au puterile pământești, numai Dumnezeu. Și apoi uite-te următorul lucru pe care îl vede David, este privirea Domnului, de unde și titlul mesajului meu. Ia fiți atenți. Ochii lui privesc, partea finală a versetului 4, și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Am citit de multe ori versetul acesta, am citit de multe ori psalmul 11. Am mai predicat din psalmul 11 aici în biserică. Evrei 4:13, cuvântul Domnului spune că totul este gol și descoperit înaintea ochilor lui Dumnezeu. Totul este. Nici o făptură nu este ascunsă de ochii lui. Însă ceea ce spune David aici este cu totul diferit. Spune David așa, dragul meu, care ești în peșteră, care ești alungat, care ești pus pe fugă, care ești neînțeles, care ești batjocorit, care ești înșelat. Dragul meu, draga mea, nu cumva să-ți pierzi credința și nu cumva să-ți pierzi încredințarea în Dumnezeu, că Dumnezeu vede totul. Dar tu vei zice, da, vede totul. Dar David zice, fiți atenți din nou, pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Ce vrea să spună David? Vrea să spună următorul lucru. Ei, ascultă-mă, dragul meu. Vedeți, eu îmi pun ochelari pentru că nu pot citi fără ochelari. Sau cum zice fratele meu Liviu, zice, nu știu, zice, eu tot mai bine văd, zice, în ultima vreme, că tot pot să-mi duc mâna mai departe și atunci văd mai bine, zice.
Când vrei să te, când vrei să te uiți la ceva, când vrei să te uiți la ceva, nu este așa că îți încruntezi puțin ochii, pleoapele, îți încordezi privirea. Asta este ceea ce spune David. Și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Adică, dacă vulturul de acolo de la înălțime are o vedere binoculară, se numește, el cercetează și vede totul, dar la un moment dat zărește un șoarece, un șarpe, un whatever, trebuie să prindă, imediat își concentrează pleoapele, își reglează binoclul. Este ca și la aparatul de fotografiat. Te uiți în general, dar dacă vezi prea departe, îl reglezi și îl aduci aproape, nu? În focus. David spune următorul lucru. Vreau să spun ceva. Numai că Dumnezeu vede totul. Dumnezeu are obiceiul să singularizeze. De aceea la Domnul este scăpare pentru mine. La Domnul este scăpare pentru tine, pentru că pleoapele lui nu se uită, nu, ochii lui nu se uită numai să vadă în general. El își încruntează privirea, își reglează vederea lui binoculară ca să se uite și să te singularizeze pe tine. Cum de-a putut Dumnezeu să mă vadă pe mine între 6,5 miliarde de oameni să mă mântuie și să mă pună în slujbă? Cum? Cum a putut Dumnezeu să te vadă pe tine din 6,5 miliarde de oameni și să-ți descopere cuvântul mântuirii, să te vindece de cancer, să-ți pună din nou familia împreună, să te elibereze de patimă, pentru că și-a reglat privirea și s-a uitat la tine, la condiția ta, la nevoia ta specifică și a zis, îmi întind mâna spre acesta. Mă uit la casa lui, la familia ei, mă uit la necazul lui, la peștera ei, mă uit la nevoia lui, la starea ei. Nu în general, în particular, individual. Nu-i glorios Domnul? Nu-i glorios Domnul? Pentru mine e glorios. M-a uimit când am înțeles expresia lui David. Și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul se uită să vadă pe toți oamenii, zice, ochii lui privesc. Domnul se uită specific și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Dar Domnul se uită să singularizeze și pleoapele lui cercetează. De aceea la Domnul eu găsesc scăpare, fiindcă m-a localizat pe mine și a ajustat pleoapele să vadă mai bine. Și a zis, uită-l pe Lazar la cine caz este. Ia să-i vin în ajutor. Ia să-i vin în ajutor. Am citit despre acești doi prieteni, Taylor Evans și Aaron, amândoi colegi la Central High School în Oklahoma City. Taylor, credincios, care și-a păstrat integritatea în timpul liceului, când au adolescenții crizele cele mai mari, nu? Când știu toate lucrurile și n-au nevoie de părinți numai de banii lor. Și după ce încep să conducă de cheie de la mașină și de tank-ul plin cu benzină, Aaron, starul liceului, Central High School în Oklahoma City, fotbalist, toate fetele mureau după el, aventuri. Însă Aaron a căzut în timpul unui meci și a zdrobit genunchele, a avut câteva operații care n-au mai reușit și Aaron a ajuns o epavă. N-a mai putut să fie star, n-a mai putut să meargă, să-și continue și era promițător în fotbal. Datorită acestui fapt, Aaron a căzut în beție, dependență de alcool, de droguri, un izolat, un homeless. Taylor Evans tot a încercat să țină legătura cu el și să-i vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Nu s-au văzut câțiva ani de zile. După aceea s-au reîntâlnit, spune istoria vieții lor, și când s-au reîntâlnit, sigur, Taylor Evans i-a vorbit despre Isus și a spus, cu mine nu mai vorbești despre Isus. Totuși i-a dat telefonul Taylor Evans lui Aaron și a zis, contactează-mă când ai vreo problemă. Taylor Evans este electrician acum și într-o zi s-a dus să fixeze lumina pe un stâlp. Are telefonul celular cu el. Era o vreme ploioasă, cu multe tunete, fulgere, trăznete și i-a fost groază să se urce pe stâlp acolo să fixeze lumină. Telefonul celular pe care îl purta la el avea două feluri de sunete.
când suna de urgență, avea un sunet și când suna un telefon obișnuit, avea alt sunet. Când a ajuns acolo și a început, în vârful stâlpului, și a început să fixeze lumina, curentul acolo, a sunat telefonul pe mesaj de urgență. Protocolul de serviciu îi spunea să lase orice și să asculte mesajul de urgență. Dar el și-a uitat telefonul jos. Nervos, s-a coborât jos. Și a zis, cum mă urc eu încă o dată dacă mă apucă furtuna și ploaia aceasta? Însă tocmai când s-a coborât jos și și-a luat telefonul, un fulger a lovit stâlpul de curent unde el fixa lumina și l-a crăpat în două și a căzut în fața lui. A înmărmurit. A luat telefonul și a zis să sun la serviciu și a văzut sunetul de urgență, căuta sunetul de urgență, nu, e închis telefonul meu, nu, cum am spus. Și a văzut că l-a sunat Aron. Și l-a sunat înapoi și a zis, până, mai bine sun pe Aron și apoi sun pe șeful. Și a zis, ce faci? Unde m-ai sunat pe telefonul de urgență? La care Aron a zis, nu te-am sunat nici pe un telefon de urgență. Uite pe ce telefon te-am sunat, pe ăla fix, de acasă, că eu n-am telefonul tău celular. Și a zis, nu, că a sunat pe linia de urgență, la mine. Eu nu am, nu, uite, la care telefon te-am sunat eu, telefonul meu mi-arată pe ce telefon te-am sunat. Taylor a zis, s-a uitat Dumnezeu la mine. M-a făcut să-mi uit telefonul, m-a coborât de pe stâlp, pentru că a știut Dumnezeu că acolo o să lovească fulgerul și trăznitul. Și a zis lui Aron, Dumnezeu a făcut o minune cu astăzi, la care Aron i-a spus, eu tocmai de aia te-am sunat, am avut telefonul de acasă, am vrut să spun minunea care a făcut-o Dumnezeu cu mine. De o săptămână m-am predat Domnului și am vrut să împărtășesc cu tine bucuria astăzi. Ochii Domnului privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Se uită la tine, se uită la necazul tău, se uită la peștera ta și în final, în al treilea rând, când temeliile se surpă. Când temeliile se surpă, când vrăjmașii tăi sunt prea mulți și prea mari și temeliile societății, legea, justiția, ordinea socială, adevărul, morala, decența, integritatea sunt la pământ, ce vei face? Ce vei face? Primul lucru pe care trebuie să-l faci, pe care trebuie să-l fac, pe care trebuie să-l facem, observă partea celor răi. Observă partea celor răi, versetul 5, partea a doua și versetul 6. Domnul urăște pe cel rău și pe cei ce iubesc sâlnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor. Iată paharul de care au ei parte. Le dă timp să se pocăiască, cum vă vorbeam și dimineață, cum vorbește cuvântul Domnului. Dumnezeul nostru nu este capricios. La prima greșeală, la primul păcat, să ne crape capul, să ne rupe picioarele și să ne rupe coastele. Nu, nu așa este Dumnezeu. Dar nici nu-i place păcatul, nimănui. Însă dacă cineva greșește, dacă cineva păcătuiește și nu s-a întâmplat nimic cu el sau cu ea și continuă să păcătească, că zice, n-a văzut Dumnezeu și Dumnezeu nu-i pasă, nu este Dumnezeu, degeaba vorbește biserica, degeaba citește cineva Biblia. Într-o zi, dragul meu, într-o zi, peste cel rău plouă cărbune aprinși. Un vânt dogoritor spune, iată paharul de care au ei parte. Uite-te, uite-te ce vine peste cel rău și va veni. Cel de-al doilea lucru, observă caracterul Domnului. Versetul 7, căci Domnul este drept, iubește dreptatea. Dumnezeu este drept ca să-și aducă aminte de tine. Este drept să dea celui rău pedeapsa pentru răul care îl face și să dea celui neprihănit, celui sfânt, celui pocăit, ca să folosesc un termen popular, binecuvântarea lui. Dumnezeu este drept. Deși, observați dumneavoastră, cel rău face rele și când Dumnezeu îi vorbește în multe feluri, să se oprească din rău, dar nu se oprește. Și dacă Dumnezeu i-a vorbit de 10 ori și nu s-a oprit, la 11-a oră, un exemplu, la 11-a oră îl lovește. Știți care este reacția celui rău? Unde este Domnul ăla, Dumnezeu așa de bun? Uite cum mi s-a întâmplat mie așa ceva. Păi ți s-a întâmplat, dragul meu, pentru că nu te-ai pocăit. Pentru că nu ai vrut să te schimbi.
N-ai vrut să iai seama când ți-a vorbit în conștiință și ți-a spus, nu este bine. Nu sta cu tânărul acesta, nu sta cu tânăra aceasta, nu sta cu bărbatul acesta, nu minți, nu lua droguri, nu fura, nu te purta în felul în care te porți, nu da din coate, nu înșela, nu umbla cu bârfeli, nu stârni certuri între frați, pentru că sunt lucruri pe care le urăște Dumnezeu. N-ai luat seama? Nici de prima dată, nici a doua oară, nici a zecea oară, Dumnezeu se socotește cu tine și când îți dă paharul lui, paharul pe care ți-l dă să-l bei, este neamestecat. Este neamestecat. În sensul că te lasă să-l bei în toată amărăciunea. Dar Dumnezeu se întoarce către cel neprihănit, se întoarce către David, se întoarce către tine, se întoarce către mine. Observă privilegiul tău înaintea lui Dumnezeu. Versetul 5, partea 1. Domnul cearcă pe cel neprihănit. Însă partea finală, versetul 7, cei prihăniți privesc fața lui. Pleoapele lui s-au arcuit. Te-a localizat. Te-a văzut. Te-a marcat. A văzut locul unde te afli, strâmtoarea în care te afli, problema în care te afli, întunericul în care te afli. Așa cum vorbeam altă dată și cum spune cuvântul Domnului, porumbiță din crăpăturile stâncilor, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor, arată în fața ta și fă-mă să-ți aud glasul, este vorba de tine, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută, cântarea cântărilor 2:14, iubito, întorce-ți privirile de la mine că mă tulbură, îl copleșești pe Dumnezeu când s-a uitat și când și-a arcuit pleoapele și te-a văzut că durerea nu mai încetează, necazul nu mai încetează, problema nu mai încetează, criza nu mai încetează. Dumnezeu zice, destul, ajunge, mă scol chiar acum să fac dreptate, mă scol chiar acum să-mi întind mâna, mă scol chiar acum să binecuvântez, l-am văzut, este copilul meu, l-am văzut și pe cel rău, l-am văzut cum îl apasă, l-am văzut cum îl strâmtorește, l-am văzut cum îl înșală, l-am văzut cum îl sapă, destul, glasul lui. Plânsul lui, glasul ei, plânsul ei, strigătul lor, nu-l mai îndur să-l mai aud. Vreau să aud un alt glas, un glas de binecuvântare, un glas de înălțare a numelui meu. Vreau să aud un glas de biruință. Nu vreau să mai văd lacrimi de durere, vreau să văd lacrimi de bucurie, vreau să văd lacrimi de binecuvântare. Vreau să poată să vorbească despre mine că Dumnezeul lui este un Dumnezeu milos, un Dumnezeu care ridică, unul care a văzut fața mea. La Domnul găsesc scăpare. N-am să fug în munți să mă ascund. N-am să fiu ca o pasăre. N-am să-mi compromit caracterul într-o societate a cărei temelii sunt surpate. Nu! Am să rămân credincios lui Dumnezeu. Și pentru că voi rămâne credincios lui Dumnezeu, își va aduce aminte de mine și Dumnezeu îmi va da îndurarea lui, îmi va da binecuvântarea lui. Iată partea de moștenire, cum ne spune Sfânta Scriptură, de care au parte cei neprihăniți. Domnul este moștenirea noastră. Domnul este mângâierea noastră. Domnul este izbăvirea ta. Domnul este tăria ta, puterea ta. Unde te găsești în această seară? Cât de întunecoasă este peștera în care te afli? Cât de criminal este persecutorul tău, ca Saul? Cât de mulți sunt cei răi, cum spune David în Psalmul 3? Ce mulți sunt cei răi, Doamne! Cât de mulți sunt cei ce vor să-mi ia viața și să zică, aha, am scăpat de el. Dar tu, Dumnezeule, ești încă în templul tău cel sfânt și pentru că ai jurat pe sfințenia ta, n-ai să mă minți. Deveni în ajutorul meu pentru că tu ții la caracterul tău, Doamne. Din pricina caracterului tău îmi vei face mie dreptate și mă vei binecuvânta. Îți va face ție dreptate și te va binecuvânta. Crezi tu lucrul acesta? Cuvântul este pentru tine. Ești sub pleoapele Domnului, sub privirea binoculară, dacă vrei. Focusul lui Dumnezeu este asupra ta. Și a reglat Dumnezeu privirea, nu că nu te-ar fi văzut altfel, dar a vorbit Duhul Sfânt așa ca să poți să înțelegi mai bine cât de mult te iubește și cât de mult ești în atenția lui Dumnezeu. Și a spus, nu în general, privesc în particular. Te-am văzut. M-am uitat. Am văzut dimensiunea necazului. Am văzut dimensiunea problemei. Am văzut acum mă ridic.
am să vă arăt fața mea. Și când privești fața lui Dumnezeu, te bucuri. Când îți întorci privirile înspre El, te luminezi de bucurie, spune cuvântul Domnului, și nu ți se umple fața de rușine. Acesta este Dumnezeul Scripturilor. Acesta este Dumnezeul Bisericii. Acesta este Dumnezeul lui David. Acesta este Dumnezeul meu. Acesta trebuie să fie și Dumnezeul tău.